sfârșitul anului 2017 a adus Mărțișorului un loc pe lista patrimoniului cultural UNESCO. Această tradiție ne unește în mod simbolic cu țări precum Bulgaria, Macedonia și Republica Moldova. La Institutul Cultural Român din Paris, sărbătoarea Mărțișorului a devenit un eveniment emblematic ce aduce în fața publicului mici opere de artă ale creatorilor din România. Ne aflăm la Institutul Cultural Român de la Paris, unde am organizat în sala de expoziții a Institutului deja tradiționalul târg sărbătoare de Mărțișor. Anul acesta am pregătit mai multe evenimente, tocmai pentru că la sfârșitul anului trecut Mărțișorul a intrat în patrimoniul imaterial al UNESCO. Este o realizare de excepție a mai multor țări. Au fost 4 țări care au făcut dosarul Mărțișorului pentru UNESCO sub conducerea României. Cele 4 țări fiind România, Republica Moldova, Bulgaria și Muntenegru. În acest context și în cadrul acestei sărbători de Mărțișor, am planificat mai multe evenimente. Cel mai important este cel de pe 1 martie, chiar. Va fi o seară în prezența a 3 ambasadori. Ambasadorul României în Franța, domnul Luca Niculescu, domnul Adrian Cioroianu, reprezentantul permanent al României pe lângă UNESCO, aici la Paris, și domnul Emil Druc, ambasadorul Republicii Moldova la Paris. Toți cei 3 ambasadorii vor fi aici, în fața unui public, printre care se vor număra membrii ai corpului diplomatic, reprezentanții instituțiilor culturale străine de la Paris, diaspora românească, bineînțeles, pentru a vorbi despre această tradiție care a intrat în patrimoniul UNESCO. Am invitat o actriță franceză, Marie Rousseau, care va interpreta, deci în franceză, o legendă a Babei Dochea, transpusă de scriitoarea și traducătoarea Mariana Negulescu pentru această seară. Totul în cadrul acestei expoziții de fotografie din România, realizată de fotograful Daniel Andreică, o expoziție din zona Vișeului, unde publicul poate să admire costumele tradiționale din zonă, renumita mocăniță, care este un lucru absolut inedit pe plan european la ora actuală, și peisajele de excepție din această zonă. Există, după cum puteți observa, o expoziție de mărțișoare. Am invitat în acest an 3 artizani, 2 artizani din România și unul din Republica Moldova. Este vorba de domnul Mihai Dumitrescu din București, cărui creații sunt deja cunoscutele pentru noi, mărțișoare din os, apoi doamna Catarina Posoni de la Cluj, care este renumită pentru felul în care realizează păpuși absolut artizanal și de asemenea mărțișoare, păpuși în miniatură cu costumele tradiționale din România. Cred că au cel mai mare succes la acest târg. Și de asemenea o creatoare din Republica Moldova, dar care trăiește la Paris, Lea Chirinciuc, și care ne-a adus și ea creațiile sale. Târgul a început pe 26 februarie, luni, și va ține până pe 3 martie. În ultima zi, sâmbătă, deci, în cursul dimineții, vom organiza și un atelier de creație de mărțișoare pentru copii până la 14 ani. S-au înscris, plăcut surprinzător, mai mulți francezi.
Atelierul va fi dirijat de doamna Posoni, care a și adus materialele necesare pentru creația de mărțișoare. Unul dintre expozanții pe care i-am întâlnit la Institutul Cultural Român din Paris a fost Catarina Pojoni, a cărei poveste ne-a adus mai aproape de un meșteșug autentic, acela de a crea păpuși în miniatură. Mă numesc Catarina Pojoni, vin din Cluj și reprezint în fond un grup de doamne care lucrează la aceste mărțișoare pentru sărbătoarea mărțișorului, iar în afară de aceste două luni când ne pregătim pentru mărțișoare, noi lucrăm tot anul la miniaturi din pâslă. Atelierul a fost înființat de mine în 1996 și, har Domnului, am rezistat până acum și sper să mai fie câțiva ani dați pentru noi. Am avut norocul că am descoperit o lucru de mână al acelor oameni, acelor doamne care au lucrat o viață întreagă la Cooperativa Meșteșugărească Arte care exista în România și care din păcate s-a desființat la începutul anilor 90. Atunci aceste doamne erau de vârstă între 40 și 50 de ani, acum sunt între 65 și 75 de ani. Chiar cea mai în vârstă colegă de-a noastră, care tot mai lucrează foarte entuziasmată, are 81 de ani. În decursul acestor ani, de multe ori am dat anunțuri pentru ca să găsesc noi forțe de muncă și am descoperit un lucru, că numai acele persoane rămân la noi, care au o tragere de inimă pentru frumos, pentru migălos, pentru ceva care se creează sub mâna lor. Din păcate, astăzi nu se mai face, nu se mai învață lucrul manual la școală. Eu, în fond, am făcut științe economice și la Revoluție, deci aveam 33 de ani și ne-am mutat înapoi la Cluj. Eu sunt clujancă, soțul meu provine din Covasna și vroiam să încep ceva. Soțul meu fiind etnograf, m-a sfătuit și mama mea, artist, m-a sfătuit să facem ceva, suveniruri etnografice. Așa a început, în fond, cu păpuși etnografice, dar nu miniature, ci mari, dar totdeauna am lucrat din textile. Deci nu făceam altfel, nu ceramică sau alte feluri de păpuși. După aceea am descoperit tragerea mea de inimă către această mare piață a miniaturilor sau viața miniaturilor, pentru că există toate case și case de păpuși din toate zonele, din toate epocile, miniaturi care sunt minunate. Miniaturile reprezintă ceva pentru mine la care la un milimetru trebuie să fie atât de perfect cât la o păpușă mare la un centimetru sau 10 centimetri. Deci ceva care e foarte migălos, dar foarte perfect trebuie să iasă. Și o altă inspirație am avut din pedagogia Waldorf, unde am învățat să fac anumit tip de păpuși, fiind fiicele mele la școala Waldorf din Cluj. Așa au început, am început cu o singură colegă, care și astăzi este la noi. După aceea am avut norocul că eu sunt și de origine germană și limba mea maternă fiind maghiară. Și am călătorit, chiar de la început m-am dus către Germania cu aceste produse de ale noastre, al micului atelier, că pe atunci chiar era mintice încă atelierul, și am găsit desfacere. Încet, încet s-a deschis drumul nostru. Acum livrăm în jur de 8 țări, și în special Germania, și avem în jur de 50 de magazine la care livrăm. Deci e o piață destul de stabilă deja. Am început cu păpușile mai mari etnografice, de inspirație etnografică, dar după ce am trecut la acest material care se numește pâslă sau filț, această calitate de foarte bună, de un milimetru, este făcută, noi le cumpărăm din Olanda și
Spania și este un material foarte plăcut de lucrat cu el. Se modelează bine, se taie ușor, deci nu lasă scame. Deci noi lucrăm din pâslă. După aceea am încercat să lucrăm numai din materiale naturale. Folosim tricoturi de bumbac, numai de bumbac folosim. Și pâsla, chiar și pâsla, este numai din lână. Deci există pâslă de lână sau pâslă mixtă, lână sintetică sau numai sintetică. Dar noi lucrăm numai din pâslă de lână. Noi nu suntem un atelier de hobby, să zicem așa. Noi facem în fond serii mici. Serii mici și foarte mici. Miniaturile la noi înseamnă păpușele între 5 și 10 cm. Facem și altfel de păpușele care sunt pe sârmă, dar tot așa îmbrăcate în hănuțe de material din naturale, de proveniență naturală. Ele sunt acele păpușele care, din păcate, la noi nu se prea folosesc, dar sunt pentru casele de păpuși. Minunatele case de păpuși pe care le întâlnim în Germania pretutindeni la fiecare familie. Și creația ca atare o face o doamnă care lucrează cu noi, din fericire, de mai mult de 10 ani, doamna Lucia Biru, artist plastic. Dânsa le creează. Cu idei mai vin eu mai mult, dar vin și clienții noștri deja. Una din fiicele mele mai intră pe la atelier și ne ajută, de exemplu, în perioada mărțișoarelor, pentru că atunci avem foarte mult de lucru. Cealaltă mai puțin, având familia deja a ei. Nu cred însă că vor prelua acest mic atelier, pentru că în perspectivă, nu știu cum se va dezvolta acest mic atelier, să zicem în perspectivă de 10 ani, până ce aceste doamne care reprezintă și astăzi forța de tragere al atelierului mai pot lucra, da, dar găsesc foarte puține tinere care doresc să lucreze. În acest moment ne găsim la Institutul Cultural Român din Paris, unde venim a treia oară cu mărțișoarele noastre. Ne bucură acest lucru tare mult că putem veni și aducem de fiecare dată, încercăm să aducem un pic alte modele. Noi avem destul de multe modele, peste 100 de modele. Una din cele mai îndrăgite mărțișoare, pretutindeni, este ghiocelul, după cum se vede în varianta noastră. Este o păpușică, un băiețel în fond, care are ghiocelul și care îi oferă ghiocelul la doamne, domnișoare, mame și bunici. După aceea, tot așa foarte îndrăgit este frăguța sau în varianta de băiat și în varianta de fată. Filțul provine din Olanda, e un filț roșu. Cam același model de bază la trup au toate aceste mărțișoare. Ne-am gândit să fie posibil de a le pune cu un ac chiar pe un palton sau o bluză. De aceea ele nu prea au trup umplut, numai așa simplu. Și pentru ceea ce suntem căutate în fond, sunt aceste păpușele sau acum mărțișoare etnografice care se vând tot anul în fond la Muzeul Țăranului Român din București, de exemplu, dar și la Cluj, și la Suceava, și la Craiova am avut în ele. Încercăm să le facem, chiar dacă ele sunt simple, dar totuși să se recunoască zona. Este din zona Oltenia de Sud. Această păpușică este din Maramureș. Aici perechea, fata și băiatul din Bistrița, zona Bistriței.
fetița ar trebui, să zicem așa, să aibă pălăria din paie, dar nu putem face la această dimensiune pălăria din paie. De altfel, florală, așa cum trebuie ea să fie, ea este, și brâul băiatului tot așa floral și cu perle. La Institutul Cultural Român din Paris, în fiecare an, de sărbătoarea mărtișorului, revin din ce în ce mai mulți vizitatori care nu sunt neapărat români. Sunt impresionată de publicul din Paris, de cei care vin să cumpere mărtișoare. Simt o dragoste pentru ceea ce, din cultura din care au venit. Un entuziasm pentru această sărbătoare foarte frumoasă și eu consider ceva minunat. Eu sunt de etnie maghiară și chiar îmi pare bine că pot să particip și că am trăit această emoție. Îmi amintesc din perioada de școală când am primit mărțișoare și așteptam mărțișoarele de la băieți. Deci vă spun că sunt impresionată și aș dori ca anul viitor, dacă se mai organizează, să fie mai diverse mărțișoarele care se oferă, pentru că oamenii sunt foarte interesați. Aștept cu inima deschisă vizitatorii și cumpărătorii pentru aceste lucruri făcute manual, din inimă făcute. Și va fi și un atelier sâmbătă, după deschiderea oficială, la care o să încerc eu personal să îi învăț pe copii ceva mult mai simple, mărțișoare să le facă cu mânuțele lor. Sper să le placă. Sărbătoarea mărțișorului la Institutul Cultural Român de la Paris este deja o tradiție, pentru că în fiecare an această expoziție de mărțișor legată cu evenimente de popularizare a acestei tradiții și de prezentare a mărțișorului în România sunt nelipsite. Și mai ales că acum mărțișorul face parte din patrimoniul imaterial al UNESCO, sunt convinsă că vom continua această frumoasă tradiție la Institutul Cultural Român de la Paris și în anul viitor.